Autoritățile locale din Chișinău nu mai vând terenurile în secret, ci în cadrul licitațiilor cu strigare. Iar dacă astfel s-ar fi procedat și în anii precedenți, veniturile la haznaua municipală ar fi mult mai mari, iar orașul s-ar fi dezvoltat mai rapid. Despre aceasta a anunțat edilul capitalei Ion Ceban. Primarul a precizat că municipalitatea a pierdut miliarde de lei din cauză că terenurile din raza Chișinăului fie erau vândute pe sub masă, fie la un preț preferențial. Скажем так, в последнее время это такая новость, потому что до сих пор предыдущих муниципальных советах ворвали участки. Мы, фракция социалистов, боролись с этим. И вот, наконец-то, открытая прозрачная процедура аукционов по продаже земельных участков, которые деньги идут непосредственно в бюджет муниципия. Astăzi la licitație au fost scoase 17 terenuri cu diverse destinații, construcții sau deservirea obiectivului existent. Prețul pentru un lot a variat între suma de 500.000 și 3.600.000 de lei. И в общем было продано 11 участков на сумму почти 26 миллионов леев. La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitorii străini. Potrivit regulamentului, persoanele interesate de concurs urmează să prezinte nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației organizatorului Agenție Capital Mobil SRL următoarele acte: cererea în formă stabilită, extras din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, procură în cazul participării prin reprezentant copia actului de identitate, documentul bancar ce confirmă achitarea contului în mărime de 10% din prețul inițial și a taxei de participare. O nouă licitație va fi organizată pe data de 12 octombrie. În cadrul acesteia, primăria va scoate la vânzare mai multe loturi de teren destinate pentru construcția blocurilor multietajate.